Ciobanii care vor să-și mute turmele din județul Constanța în Ialomița traversează autostrada Soarelui, deși nu au voie. În această dimineață, pe ceață, autostrada a fost blocată de sute de oi. Ia uite ce-i pe autostradă. Hai, hai, Mioriță. Hai, hai, hai cu tata. Poliția română, nu numai oi, avem și măgăruși. Băi, oameni, băi, sunteți nebuni la cap, mă. Băi, omule, pe autostradă cu oile, mă. Cum ceară? N-ai voie, mă, dacă intram în voie. E, tu ai voie? Păi normal că am voie. Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri spun că nu reușesc să-i convingă pe cioban să nu mai intre cu oile pe autostradă, ci să le transporte cu autospeciale. În cazul de față, ciobanii au fost amendați cu câte 900 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.